Mulțumesc tuturor de aceea și directorii de la toate instituțiile deconcentrate din subordinea Consiliului Județean. Vreau să mulțumesc tuturor pe care l-ați făcut, fiecare în parte. Vreau să vă mulțumesc consilierilor județeni, pentru că chiar dacă uneori au mai fost victoriu, dar proiectele de hotărâre și proiectele importante am reușit să le trecem și până la urmă și dedicate au fost depășite. Vreau să le mulțumesc celor din Consiliul Județean, aparatului de specialitate al Consiliului Județean, care, din punctul meu de vedere, depășește hotărârile multora, iar ale mele ca și manager mi le-au depășit, pentru că sunt oameni de și vă dau un exemplu, sâmbătă, duminică la muncă, aseară am venit la București, la ora 8, erau în Consiliul Județean pentru a închide proiecte cu finanțare europeană și sunt în continuare și astăzi, toată ziua, și vor fi aici, inclusiv a treia zi de Paște, a doua zi de Crăciun, pardon. Vreau să le mulțumesc și directorilor din instituțiile deconcentrate, pentru că unele dintre proiecte au fost proiecte comune, au fost realizate împreună și am reușit să le ducem la bun sfârșit cu succes. Mai sunt proiecte pe care urmează să le finalizăm și altele pe care să le începem. Rugămintea la toți este să avem încredere în această echipă a Consiliului Județean, că deși este un cuvânt mare pe care am să-l spun acum, știe ce face. Și pentru că sărbătorile de iarnă, sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea familiei, nașterea Domnului nu putem să o așteptăm fără cel mai frumos cântec și anume colindul de Crăciun. Și așa cum de făcut-o, am rugat câțiva oameni să vină să ne colinde, iar astăzi am să-i rog pe cei din grupul de la Odaia Manolo, condus de Odaia. Haideți, doamne!
La anul și la mulți ani! Sănătoși. Și asta este din partea noastră, așa cum este tradiția, cu nuci, cu colaci, cu mere, pentru... și bineînțeles, asta e pentru colindători. Pentru că așa este. Noi vă dorim sărbători fericite.
Avem multe să vă. Cu mare drag, cu mare drag, încă o dată, doamna Ulea este și meșter popular în cadrul Centrului Cultural Dumnezeu Hristos și împreună cu echipa dumneavoastră, care a înființat-o acum în 2005. În 2005 a avut multe spectacole, a susținut multe spectacole, dar cel mai important, așa cum am spus-o, transmite tradiția și obiceiurile generațiilor care vin. Vă mulțumim, stimată doamnă, vă mulțumim, stimate doamne, vă mulțumim, stimate domn, și încă o dată vă rog frumos să fiți sănătoși și Crăciun binecuvântat să aveți! Bineînțeles, nu putea să vă lipsească Centrul Cultural. Să trăiți și dumneavoastră, să aveți sărbători frumoase. Să trăiți. Hai, Centrul Cultural, să vedem ce surpriză ne face seara asta. Să trăiți, cinstită gazdă! Am venit să tragem brază și am venit să colindăm sănătate, să vă urăm. Bine ați da, noi de bine v-am dat. Iar la anul devenim sănătoși să vă găsim. Primiți colindătorii! Da! La marginea unui sat este un mărmar. Pe sanctoate străștinei
n-ai cu busuioc. Lui Domn și Domn din cer, noi lăurăm de noroc. Lui Domn și Domn din cer, noi lăurăm de noroc. Lui Domn și Domn din cer. Spor și sănătate și noroc în toate, să vă fie casa plină de belșug și de lumină. Pace, pâine, gorogan, la anul și la mulți ani! Mulțumim Centrului Cultural, mulțumim artistilor la Centrul Cultural, așa cum este tradiția, o să vă oferim și vouă nuci, bere, colaci și vă așteptăm cu drag și la anul, iar ceea ce ați început în 2023 după pandemie, să continuați să ne reprezentați cu cinste peste tot. Felicitări Centrul Cultural! Mulțumim, la mulți ani, să putem să Jesus.
Pentru voi,
Cine este șeful? Uite, tu ești șeful, tu ești cel mai... Tu ești șeful, da? Uite, asta împarți cu colegii tăi, cu prietenii tăi și cu toată. Da? Da? Bine, bravo! La mulți ani, copii frumoși! Asta e de la mulți prieteni. Vă mai așteptăm și la anul, da? Da! Veniți, da? Sărbători fericite, să fiți sănătoși! Mulțumim mult! Și după cum bine știți, în tradiția și în portul popular, nu-i doar colindul, trebuie să încheiem și cu Revelionul, pentru că de Revelion mai sunt niște obiceiuri pe care ar trebui să le punctăm și pe acelea. Așa că am să-i rog pe colegii noștri de la Centrul Cultural să vedem ce ne-a mai pregătit. Thank you.
colaci și cu plăcinte, și cu vin, și cu cârnați, că suntem cam înghețați. Să trăiești, gază, mulți ani, sănătate și mulți bani, și să ai veșul cu carul, hai noroc și sus paharul! Trebuie să țină cam toată ședința cu obiceiul și tradiții, că sunt tare frumoase. Dar, fiind ultima ședință din an, va trebui să mai aprobăm câte ceva. Dar, stimați invitați, convocarea ședinței publicată în presa locală și a fost afișată la sediu potrivit procedurii prevăzute de regulament și de convocare la ședință. Proiectele de hotărâri și materiale de fundamentare au fost comunicate consilierilor județeni. La județul care va face apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință. Domnul secretar. Bună ziua. Adun Mitraie Răzvan Ionuț. Alexandru Adrian Dănuț. Antofi Eugenia Simona. Bălan Andra Mihaela. Buțurcă Octav. Cambanache Liliana. Căluian Angel Costel. Prezent. Costandache Constantina. Costea Tudoră. Prezent. Cucu Doina. Prezent. Iacob Vasile. Prezent. Drăgana Lalauca. Enache Mioara, Gasparotti Florinel Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iordache Monica Maria, Istudor Gigel, Ișvan Dumitru, Manoliu Tiberiu Codruț, Mănăilă Valeriu, Mocanu Georgia Cornelia, Nechifor Alexandru,
Colinski Mihai, prezent. Popa Octavian, prezent. Corun Cătălin Nicolae, prezent. Radu Valentin, prezent. Rusu Georgiana Iliana, prezent. Sandu Mitică, prezent. Stan Ionel, prezent. Stanciu Silvius, prezent. Shapira Violeta, prezent. Vasiliu Doina. La ședința de azi, județean Galați. Ședința poate continua. Potrivit prevederilor articolului 138.14.5 prezentarea ședinței 23. Dacă sunt observații, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Urmare. 1139 din 15-12-2023 a Ordonanței de Urgență numărul 115/2023 privind unele măsuri în domeniul cheltuielor publice pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pe termenul inițiator retrag de pe ordinea de zi proiecte de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcții pentru Spitalul de Pneumofiziologie Galați, Spital din rețeaua Consiliului Județean Galați, pentru Spitalul Clinic de Cuvioasa Paraschiva Galați, Spital din rețeaua Consiliului Județean Galați, modificarea organigramei pentru Spitalul Roșinesc Târgu Bujor, Spital din rețeaua Consiliului Județean Galați. Cu privire vă solicit completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâre de funcție ale Bibliotecii Județene Via Urechea Galați, modificarea organigramei pentru Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați, aprobarea economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție DALI privind realizarea și reabilitarea termică și modernizarea instalațiilor aferente Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Galați, aprobarea indicatorilor tehnico din proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiție, reabilitarea grădina botanică de facilități de turism pentru tineri, Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță Galați, rectificarea județului Galați al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Fac precizarea comisiilor de specialitate. Supun la cu proiectul de hotărâre organigramei și a statului de funcție ale Bibliotecii Via Urechea Galați. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție pentru Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați. Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de privind realizarea obiectivului de investiție, reabilitarea termică și modernizarea instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Galați. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic rezultați din proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, grădină botanică și crearea facilități de Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Răzvan Angheluță Galați. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32. Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Galați, al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Dacă aveți alte a fost transmisă la MAPE locală. Supun la vot ordinea de zi cu modificările solicitate. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Înainte de a trece la primele puncte din ordinea de zi, prin care se supun aprobării ale structurii de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați și pentru unele dintre instituțiile subordonate, se impune
Materialele de fundamentare pentru proiectele de hotărâre în cauză au fost întocmite la o dată la care legea numărul 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru aciții financiare a României pe termen lung era în vigoare în forma inițială. Prin intrarea în vigoare a ordonanței de urgență numărul 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, o serie de termene din legea numărul 296/2023 au fost decalate până la data de 30.06.2024. Astfel, se va considera că textele de lege a căror a fost decalată, nu mai fac parte integrantă din materialele de fundamentare ale proiectelor de hotărâre în cauză. Sunt însă și rămân în vigoare și aplicabile prevederile fundamentare referitoare la 100% a normativului de personal pe ordonator principal de credite și obligativitatea în cazul 100% funcții de conducere. Trecem la punctul 1. Modificarea organigramei și a statului de funcție ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre și documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Modificarea și a statului de funcție ale Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Modificarea organigramei și a statului de funcție ale Complexului Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță Galați. Dacă aveți observații cu proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, modificarea organigramei și a statului de funcție ale Muzeului de Istorie Paul Păltânea Galați. Dacă aveți observații, hotărâs documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, modificarea organigramei și a statului de funcție ale Muzeului de Artă Vizuală Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, modificarea organigramei și a statului de funcție ale Bibliotecii Județene Via Urechea Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Cultural Dunărea de Jos. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 8 din ordinea de zi, modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați, numărul 283 din 23 august 2023, privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați asupra unor imobile, terenuri și construcții aflate în proprietatea publică a județului. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 9 din ordinea de zi, constituirea în favoarea Muzeului de Istorie Paul Păltânea Galați asupra unor imobile, terenuri și construcții aflate în proprietatea publică a județului Galați. Dacă aveți la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 10 din ordinea de zi, trecerea unui imobil public al județului Galați în domeniul public al statului român. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Este pentru? Împotrivă? Se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 11 din ordinea de zi.
bugetul local județul Galați a contribuției de membru al Fundației Medicale Universitare Dunărea de Jos Galați pentru anul 2023. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 12 din ordinea de zi. Aprobarea contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în area teritorială de competență a Unității Administrative Teritoriale Județul Galați, încheiat la data de 30.06.2023. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 13 din ordine. Indicatorilor tehnico-economici, rezultați de documentația studiu de fezabilitate pentru proiectul zonă de agrement cu instalații de tip sanie, piste biciclete tip montan, loc de joacă și relaxare în pădurea Gărboavele, județul Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre și documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 14 din ordinea de zi. Aprobarea acordului de parteneriat între județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ESA, încheiat pentru proiectul de elaborarea studiului de fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru autorizația de construire PAC și obținerea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții drum de legătură între DN25 și DX Brăila, Focșani, sector OAT, județul Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la cine este pentru, împotrivă, cine se abține. 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 15 din ordinea de zi, aprobarea proiectului, elaborarea studiului de fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru autorizația de construire și obținerea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții drum de legătură între DN25 și DX Brăila Focșani, sector OAT, județul Galați și a cheltuielilor legate de proiect. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 16 din ordinea de zi, aprobarea indicatorilor tehnico-economici final prevăzuți în proiectul tehnic și detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiții, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ242A. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, sau documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 17 din ordinea de zi, modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați numărul 23 din 31.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiție amenajare spații de creație plastică și expozițională în aer liber. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție privind realizarea obiectivului de investiții restaurarea sitului arheologic Piroboridava, etapa 1, conservare, consolidare, taluzuri, sit arheologic și etapa 2, conservare, restaurare, vestigii arheologice, muzeu de sit, parc cu tematică arheologică. Dacă aveți proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 19 din ordinea de zi. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiții, reabilitarea, dotarea centrului de zi pentru integrare socioprofesională a persoanelor adulte cu dizabilități din Gala, strada Brăilei, numărul 138B. Dacă aveți observații, hotărâre este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă?
Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 20 din ordinea de zi. Aprobarea indicatorului tehnico-economic rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități pentru voi din Galați, strada Brăilei, numărul 138B. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 21 din ordinea de zi. Aprobarea indicatorului tehnico-economic rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție privind realizarea obiectivului de investiție, reabilitarea modernizării instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 22 din ordinea de zi. Aprobarea indicatorului tehnico-economic rezultați din proiectul tehnic privind realizarea reabilitare grădină botanică și crearea de facilități de turism pentru tineri, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Răzvan Angheluță, Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 23 din ordinea de zi. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului reabilitarea și modernizarea energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 24 din ordinea de zi. Continuarea în anul 2024 a prestării serviciului de asistență, consultanță și necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare potrivit contractului de derulare și aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și reprezentare pentru județul Galați în anul 2024. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Aprobarea taxelor și tarifelor la nivel pentru anul fiscal 2024. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 26 din ordine de zi. Aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal în județul Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 27 din ordinea de zi, stabilirea prețului mediu pe tonă de masă verde obținută de pe Pajiști pentru anul fiscal 2024 în județul Galați cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 2 luni nu am văzut cum ați votat, iertați-mă. Aprobarea al județului Galați și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.11.2023. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, este documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 32 de voturi pentru. Trecem la punctul 29 din ordinea de zi, rectificarea bugetului local al județului Galați, al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024, estimările pe anii 2024-2026. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de fundamentare, fiind vorba despre hotărâre cu privire la buget, adoptarea acesteia se realizează de pe articole. Supun la vot articolul. Cine este pentru?
Împotrivă. Cine se abține? 32 de voturi pentru. Supun la vot articolul 2 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 32 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 32. Supun la vot articolul 4 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Trecem și la ultimul punct de la, din ordinea de zi, de fundamentare, documentul de poziții, delegarea serviciilor de operare, documentație de atribuire, precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul OAT Județul Galați în adunarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoserv Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre, documentația de fundamentare. Fiind vorba despre hotărâre, are o componentă cu privire la persoane, aprobarea acesteia se face cu vot secret. Vă informez că la acest punct de ordine de zi nu voi vota.